Mijloacele de comunicare moderne au pătruns și la nivelul asociațiilor de proprietari, care au ajuns la concluzia că este mult mai simplu să comunice cu oamenii prin intermediul paginilor de socializare. Din inițiativa unui tânăr specialist în IT a fost înființată prima pagină de Facebook din român, la Asociația de Proprietari numărul 1, Smirodava, care are deja 12 prieteni în doar câteva zile. Deci asociația noastră, cu sprijinul unui locatar IT-ist, a deschis pagină de Facebook, grup închis, Asociația de Proprietari 1 Smirodava. Toate acestea pentru a veni în sprijinul locatarilor ocupați și care ajung târziu de la serviciu. Pe această pagină de Facebook, locatarii pot împărtăși sugestii, reclamații și chiar să declare consumurile de apă de la sfârșitul lunii. În același timp, ei pot cere și lămurire asupra modului de calcul al cheltuierilor de întreținere. Cum se poate înregistra cineva? În grup închis am văzut. Sunt 12 este deja. Este grup închis, se dă cerere de prietenie pe like-ul respectiv și noi îl admitem. Asta doar pentru locatarii asociației noastre este grupul. Așa, câți proprietari sunt în asociație? Câte apartamente, câți proprietari? Sunt 444 de apartamente, locuibil cam 80%, restul fiind în străinătate. Dar și aceștia pot apela și pune întrebări pe acest grup închis. La solicitarea proprietarilor din asociație urmează ca pe pagina de Facebook să fie publicate și listele de plată, dar va fi explicată și structura cheltuielilor dintr-o asociație, răspunzând astfel prevederilor din legea asociațiilor de proprietari, mult contestata legea Cadar, care obligă asociațiile de proprietari să trimită prin poștă aceste situații. Acest lucru nu numai că îngreuna munca conducerilor de asociații, dar majora și costurile la întreținere, care includeau și corespondența prin poștă spre nemulțumirea proprietarilor.